Vreau să vă rog să rămâneți ridicați pe picioare, cinstind și în felul acesta al Domnului cuvânt, cel voi citi în seara aceasta din Epistola către Evrei, capitolul 11. Voi citi de la versetul 23 până la versetul 27 inclusiv. Prin credință Moise, când s-a făcut mare, n-a vrut să fie numit fiul fiicei lui Faraon, ci a vrut mai bine să sufere împreună cu poporul lui Dumnezeu decât să se bucure de plăcerele de o clipă ale păcatului. El socotea ocara lui Hristos ca o mai mare bogăție decât comorile Egiptului, pentru că avea ochii pironiți spre răsplătire. Prin credință a părăsit el Egiptul, fără să se teamă de mânia împăratului, pentru că a rămas neclintit, ca și cum ar fi văzut pe cel ce este nevăzut. Amin. Amin. Vă mulțumesc, vă rog să reocupați locurile. Frați și surori, stimați prieteni, cu respectul deosebit ce l-am pentru Evanghelie și cu o prețuire aleasă pentru cei ce sunteți în seara aceasta în biserica din Făget, doresc, după momentele sublime ce le-am avut în rugăciune și cântare, să vă îndemn pe toți cei prezenți, pe toți cei ce iubim mântuirea, să spunem: preamărit să fie Dumnezeu! Amin. El este și rămâne suveranul etern, amin, neschimbat. Vrem împreună să-L slăvim pe Domnul Iisus Hristos, Cel ce a înviat din morți și este viu în vecii vecilor. Și vrem să onorăm pe Duhul Sfânt care ne cercetează inimile. Amin. Amin. Vă propun pentru minutele ce le avem la dispoziție să acordăm o atenție sporită Evangheliei. Și poate să spunem toți la unison: vorbește-ne, Doamne, căci robii Tăi ascultă. Amin. Amin. Doresc din toată inima pe toți cei ce prin prezența dumneavoastră în această seară sunteți aici ca să onorați Evanghelia, la final de călătorie pe pământul acesta, prin credință Domnul să vă onoreze cu mântuirea Sa. Amin. Amin. Am ales să citesc aceste versete despre Moise, un personaj comentat de fila Bibliei și sigur așezat aici în Evrei 11 în lista de eroi ai credinței. Veți observa, dragii mei, în acest capitol că se repetă mereu expresia aceasta: prin credință. Prin credință Abel, prin credință Noe, prin credință Enoch, prin credință Avraam, prin credință Isaac, prin credință Iacov, prin credință Moise. Oamenii care au trăit viața pe pământ cu o credință veritabilă în Dumnezeu și care au murit în credință, scrie în versetul 13, toți aceștia au murit în credință. Eu aș dori nu doar să trăim cu credința în Dumnezeu, ci să sfârșim cu credința în Dumnezeu. Amin.
Doamne ajută-ne! Amin! L-am ales în această seară pe Moise să privim puțin la acest personaj al Bibliei, la acest om al credinței și în mod special aș vrea să răspund la o întrebare care ar trebui să reprezinte interes pentru toți de aici, indiferent de religie. Întrebarea sună în felul următor: la ce ne ajută credința în această viață? E adevărat, scopul final e mântuirea sufletelor noastre și Pavel spune: prin har sunteți mântuiți, prin credință. Și asta nu vine de la voi, ci este darul lui Dumnezeu. Dar la ce ne ajută credința în această viață? La ce l-a ajutat pe Moise credința în această viață? Voi încerca din versetele pe care le-am citit să avem patru răspunsuri la care aș vrea să fim atenți. Să vedem dacă credința ce o am eu a avut aceste efecte binecuvântate în viața mea până acum sau nu. Și poate la final să vedem dacă aparținem cerului sau nu. La cine ajută credința în această viață? Primul adevăr: credința ne ajută să spunem nu la ce au ales alții pentru noi. Atenție, dragii mei! Credința ne ajută să spunem nu la ce au ales alții pentru noi. Haideți să recitim un verset din pasajul ce l-am amintit acum. Uitați-vă ce spune Scriptura în versetul 23 din Evrei 11. Pe când Moise era mic, alții au ales pentru el. Și uitați-vă ce scrie. Evrei 11, versetul 23. Prin credință, a fost ascuns Moise 3 luni de părinții lui când s-a născut, pentru că vedeau că era frumos copilul și nu s-au lăsat înspăimântați de porunca împăratului. Și versetul 24 care ne interesează pe noi. Prin credință Moise, când s-a făcut mare, n-a vrut să fie numit fiul fiicei lui Faraon. A zis nu. Când el a fost mic, alții au ales pentru el și fiica lui Faraon a zis: el este copilul meu și de acum înainte va fi numit fiul fiicei lui Faraon. Ei, când Moise s-a făcut mare, prin credință a zis nu. Mie nu-mi convine statutul ăsta. Eu nu vreau să fiu numit fiul fiicei lui Faraon, ci eu vreau să fiu numit copilul lui Dumnezeu. Lăudați să fie Domnul! Amin. E acum venim la noi. Unii zic, probabil ați auzit expresia asta sau sintagma ce circulă printre creștini: cum m-am născut, așa vreau să mor. Dar ascultă-mă în seara asta, Domnule, Doamnă, stimat prieten care ai venit aici, dar când ai fost mic, ai ales dumneata sau au ales alții pentru dumneata? Categorică, pentru mulți au ales alții în dreptul lor. Nu vi se pare bizar, ridicol? Când e vorba de lucrurile trecătoare ale acestei vieți, alegem personal școala ce trebuie să urmăm, cariera, ne alegem soția, ne alegem soțul, ne alegem locul de muncă unde vrem să lucrăm, dar când e vorba de mântuire și de credință, eu vă întreb, trebuie să aleagă alții pentru noi sau noi? Cum ascultați-mă, dragii mei, credința te ajută să spui nu
la ce au ales alții pentru tine. Pentru Moise au ales alții să fie numit fiul fiicelui Faraon. Când s-a făcut mare, el a zis nu. Eu vreau să aparțin cerului și să fiu un copil al lui Dumnezeu. Prin credință a ales el. Amin. Așa că nu era vinovat când era mic pentru că au ales alții pentru el. Știți istoria acestui bărbat veritabil al Scripturii, o istorie complexă. Uitați-vă ce s-a întâmplat, citim în Exod, în capitolul 1, în capitolul 2, pe tronul Egiptului a urcat un faraon cu inimă rece și în mintea acelui faraon a scânteiat o idee diabolică să omoare toți pruncii de parte bărbătească care se nășteau la evrei. Și părinții lui Moise i-au văzut că era atât de frumos copilul, au încercat să-l protejeze, să-l ascundă, dar se pare că au reușit numai 3 luni. Și acum uitați-vă ce ne spune Scriptura. Deschideți, vă rog, în Exod, în capitolul 2, ce s-a întâmplat în acele vremuri când alții au decis pentru Moise. Amram și Iochebed au încercat să-l protejeze pe copil o perioadă de timp, 3 luni de zile, dar n-au mai putut să-l ascundă. Și uitați-vă ce spune cartea, Exod, capitolul 2, zice Scriptura, versetul 3, neputând să-l ascundă, a luat un sicriaș de papură pe care l-a uns cu lut și cu smoală, a pus copilul în el, l-a așezat între trestii pe malul râului. Sora copilului pândea la o depărtare oarecare ca să vadă ce are să îi se întâmple și Dumnezeu, care e suveran, care conduce tot ce se întâmplă în lumea aceasta, nimic nu-i întâmplare, a hotărât ca fata lui Faraon să coboare la râu cu fetele pe care o însoțiau, zice, a zărit sicriașul în mijlocul trestiilor, a trimis pe roaba ei să-l ia. Se pare că acel sicriaș avea și un capac, zice versetul, l-a deschis, zice versetul 6. Și a văzut copilul, era un băiețaș care plângea, i-a fost milă de el. Nu vi se pare interesant? În casa unui tiran cu inimă crudă, care omoară copiii cu sânge rece, se naște o fată cu o inimă aleasă. Fata lui Faraon are milă de băiețașul acesta care plângea și a zis, este un copil de-a evreilor. Atunci sora copilului a zis fetei lui Faraon, să mă duc să schem o doică dintre fetele evreilor care să-ți alăpteze copilul. Erau suficiente mame ce și-au pierdut copiii atunci, dar e chemată mama să vină să-l alăpteze pe Moise. Du-te, i-a răspuns fata lui Faraon, și fata s-a dus și a chemat pe mama copilului. Fata lui Faraon i-a zis, ia copilul acesta, alăptează-mi-l și îți voi plăti. Se pare că este pentru prima dată în istorie când s-a plătit alocație. Ia copilul, alăptează-l și îți voi plăti. Copilul a crescut și acum uitați-vă, nu Moise a ales asta, copilul a crescut și el a adus fetei lui Faraon și el i-a fost fiu, i-a pus numele Moise, adică scos, căci a zis ea, l-am scos din ape. Și copilul ăsta, de acum înainte, va fi numit fiul meu. Și în seara asta am citit, când Moise s-a făcut mare, n-a mai vrut să fie numit fiul fiice lui Faraon. Nu știu să vă spun în seara asta cât a stat Moise cu mama, că nu scrie. Dar se pare că mama Iochebed nu i-a dat lui Moise doar laptele matern, ci i-a dat și laptele duhovnicesc și curat. Când copilul s-a făcut mare, n-a mai vrut să fie numit fiul fiicei lui Faraon. El a ales să fie numit copilul lui Dumnezeu și să facă parte din poporul lui Dumnezeu.
Stimați credincioși, dați-mi voie să vă spun în seara aceasta, noi prin credință trebuie să alegem Dumnezeul pe care să-L slujim și prin credință noi alegem și poporul unde vrem să fim. Mă rog ca să ne dea Domnul tuturor o credință după voia sa. Amen. Și când suntem mari să înțelegem că prin credință trebuie să alegem noi și nu alții pentru noi. Dacă au ales alții pentru dumneata până în seara aceasta, dacă alții au ales să te încreștineze, nu uita, dragii mei, credința te ajută să spui nu la ce au ales alții pentru dumneata. Trebuie să faci o alegere personală. Și alegerea personală este să-L alegem pe Dumnezeul cel adevărat, să-L alegem pe Hristosul care mântuiește, să-L slujim și să-L iubim toată viața. Să spunem în seara asta, amin. Amin. Uitați-vă, Moise, după ce a scris cele 5 cărți, în cartea Deuteronom, a rostit un mesaj despre această alegere. Că fiecare trebuie să aleagă personal. Pentru că așa a făcut și el. El nu s-a mulțumit cu ce au ales alții pentru el. Uitați-vă ce scrie în Deuteronom. Deuteronom este o repetare a legii. Scrie această carte pentru ca evreii să nu uite legea lui Dumnezeu. Și uitați-vă ce zice el. Deuteronom, capitolul 30, versetul 19. Zice, iau azi. Auziți ce zice Moise? Iau azi cerul și pământul martori împotriva voastră. M-am întrebat, oare de ce a ales cerul și pământul martori pentru alegere? Cerul și pământul ascultă de Creator. Numai coroana creațiunii lui, omul, e răzvrătit și rebel. Și uitați-vă ce zice Moise, iau cerul și pământul care ascultă de comanda și de ordinele mele împotriva voastră, că ți-am pus înainte viața și moartea, binecuvântarea și blestemul, dar Dumnezeu nu te obligă, îți dă doar o sugestie. Alege viața ca să trăiești tu și sămânța ta, iubind pe Domnul Dumnezeul tău, ascultând de glasul Lui și lipindu-te de El, căci de aceasta târnă viața ta și lungimea zilelor tale și numai așa vei putea locui în țara pe care a jurat Domnul că o va da părinților tăi, lui Avram, Isaac și Iacov. Și eu zic în seara asta la Făget și nouă. Amin. Să ne facă Domnul parte tuturor de Canaanul Ceresc. Amin. Și zicem cu tot poporul, amin. Amin. La ce ne ajută credința? Credința ne ajută să spunem nu la ce au ales alții pentru noi. Trebuie să fac eu o alegere personală. Să-L slujesc pe Dumnezeu și să-L accept pe Hristos să fie Mântuitor și Domn. E valabil și pentru cei care venim acum în vremea Harului. Categoric da. Ascultați cuvintele ce le-a rostit Mântuitorul în Evanghelia după Luca, în capitolul 9, versetul 23. Este o alegere personală. Nu trebuie să aleagă altcineva pentru tine. Să-ți aleagă modalitatea de închinare, de slujire și Dumnezeul ce trebuie să-L slujești, ci trebuie să fie o alegere personală. Apoi a zis Hristos, auziți ce zice? Tuturor! Și aici nu face excepție nimeni. Dacă voiește cineva să vină după mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea în fiecare zi și să mă urmeze. Lăudat fie Domnul! Amin. Știu că aici cei mai mulți sunt oameni care au făcut această alegere. Dacă a fost o zi când ai făcut această alegere, ține-te de cuvânt și urmează-L pe Domnul până la sfârșit. Doamne, ajută-ne! Așa cum am spus în cântare, m-am hotărât să-L urmez pe Iisus și înapoi eu nu voi da. În urmă-i lumea, înainte-i Iisus și înapoi eu nu voi da. Amin. Amin. La ce ne ajută credința? Credința ne ajută să spunem nu la ce au ales alții pentru noi. În al doilea rând, credința ne ajută să spunem nu la slava lumii. Uitați-vă ce face Moise.
Când s-a făcut mare, Moise avea posibilitatea să se distreze și el cu ceilalți tineri din Egipt. Gândiți-vă că avea privilegii. Acum sunt unii tineri care zic nu pentru că n-au bani. Dar care avea posibilitate și bani, s-ar duce și ei cu grămada la păcat ca și ceilalți tineri. Dragii mei, credința te ajută să spui nu la slava lumii chiar dacă ai prilejul să păcătuiești și posibilitate să păcătuiești. Acum gândiți-vă că Moise avea bani, avea influență, numele lui se lega de numele lui Faraon, putea să se distreze și el cu ceilalți tineri din Egipt, ce ziceți? Putea? Categoric da. Dar ascultați-mă, dragii mei, credința ne ajută să spunem nu la slava lumii și la plăcerile acestei lumi. Uitați-vă ce zice Moise. Vreau să aduc în atenție versetul 25. Ce a vrut mai bine să sufere împreună cu poporul lui Dumnezeu, auzi, să bată cu picioarele în miriște și noroi de dimineață până seara, decât să se bucure de plăcerile de o clipă ale păcatului. La ce ne ajută credința în această viață? Ascultă-mă, oricine ești, dumneata îți poți verifica credința chiar acum. Dacă ai o credință autentică în Dumnezeu sau nu. Și poate ai să întrebi cum. Dacă a fost un moment când l-ai ales tu pe Hristos și ai mărturisit credință, și dacă prin credință ești gata să spui nu la slava lumii și la plăcerile păcatului. Nu vreau să te întreb în seara asta din ce confesiune faci parte. Vreau să te întreb credința care o ai, care a sălăjuit în inima ta în urma auzirii Evangheliei, te ajută să spui nu la plăcerile lumii? Nu-i așa că mai avem exemple în Scriptură de tineri care ar fi putut să păcătuiască, dar prin credință au spus nu? Puteți să-mi dați un exemplu în seara asta? Un băiat tânăr, care a ajuns și el în Egipt, care a fost vândut de frații lui, care a ajuns rob în casa lui Potifar. Și nevasta acestuia scrie în Genesa 39, într-o zi a încercat să-i fure cu una castității și să-l atragă în păcat. Acum eu vă întreb, putea Iosif să păcătuiască atunci? Îl vedea cineva dintre rudele lui? Îl vedea cineva dintre evreii lui? Putea să zică, domnule, s-a pierdut în istorie. Cine mă vede pe mine aici? Cum zic unii când pleacă departe de casă, și nu-i mai vede păstorul, comitetul, părinții-s departe, sunt făget, noi suntem la Londra sau peste ocean, în America. Ascultați-mă, dragii mei, frați și surori, tine dragi. Credința te ajută să spui nu la slava lumii și la plăcerile lumii. Doamne, dă-ne această credință tuturor. Când Iosif i-a tras în păcat și femeia asta de moravuri ușoare încearcă să-l atragă în imoralitate, el nu motivează păcătos. Putea să zică, Iosif, Dumnezeu m-a părăsit. De ce a îngăduit Dumnezeu să fiu vândut de frații mei? De ce să fiu rob aici, într-o țară îndepărtată? Mă arde dorul de tata. De ce m-a îngăduit Doamne aici? Putea să-și permită să păcătuiască. Să pună întrebări lui Dumnezeu. Dar a zis nu. Cum să fac un rău atât de mare și să păcătuiesc împotriva lui Dumnezeu? Credința te ajută să spui nu la slava lumii și la plăcerile de o clipă ale păcatului. Vreți să spunem în seara asta amin? Amin. Doamne, ajută-ne pe noi ca și părinți, ajută copiii noștri și ajută și prietenii care sunt aici să spună un nu la plăcerile lumii prin credință. Așa să ne ajute Dumnezeu. Așa să ne ajute Dumnezeu. Uitați-vă ce spune Psalmul 1. Câteodată îl citim așa, psalmul acesta, poate în viteză, fără să ținem cont de profunzimea lui. Haideți să urmărim versetul 1. Uitați-vă, nu numai că spui nu, să fii fericit când spui nu. Uitați-vă ce zice autorul acestui psalm. Foarte mulți psalmi sunt anonimi, nu le știm autorul.
Dar zice psalmistul în psalmul 1, ferice de omul, dacă vrei pune numele tău aici, ferice de omul care nu se duce la sfatul celor răi. Noi la prima vedere zicem că sunt fericiți oamenii care fac ceva, nu care fac. Nu care nu fac. Dar aici zice că e fericit omul care nu face ceva. E fericit tânărul din Făget care nu face ceva. Zice, ferice de omul care nu se duce la sfatul celor răi. Adică spune nu păcatului din fază incipientă. N-a ajuns să păcătuiască. Sunt trei forme de negație aici, trei de nu în fața păcatului, dar primul nu este să spui nu păcatului din fază incipientă, încă din fașă, că n-ai ajuns să păcătuiești. Auzi, nu se duce la sfatul celor răi, încă n-ai ajuns acolo. Dacă spui nu păcatului din fază incipientă, e ușor sau nu mai trebuie să spui nu la celelalte? Nu se așează, nu se oprește pe calea celor păcătoși și nu se așează pe scaunul celor bajocoritori. Să spui nu când păcatul a devenit mod de viață și să spui nu când păcatul te satisface. Și asta s-o poți face prin credință. Doamne, dă-ne această credință tuturor în seara aceasta. La ce ne ajută credința? La ce l-a ajutat pe Moise credința? La ce ne ajută pe noi credința? Credința te ajută să spui nu la ce au ales alții pentru tine. Trebuie să ai un moment în viață când să-L alegi tu personal pe Iisus Hristos, să-I declari credință, să închei legământ cu Domnul în apa botezului la maturitate și să-L urmezi pentru tot restul vieții. Amin. Amin! Și asta prin credință. Cine va crede și se va boteza, va fi mântuit. Iar cine nu va crede, va fi osândit. Apoi credința ne ajută să spunem nu la slava lumii, la plăcerile de o clipă ale păcatului. Când ai posibilitate să păcătuiești, dar prin credință să te ridici ca un viteaz și să spui nu. Sigur că în seara asta mă urmăresc tinerii, băieții și fetele. Și o să-mi spune foarte greu, frate, într-o lume murdară să te păstrezi curat. Dar se poate. Am înțeles că aseară s-a vorbit despre Daniel și despre prietenii lui care au dovedit că într-o lume murdară se poate trăi curat. Vor veni colegii de clasă și îți vor spune, hai și tu cu noi. Hai încearcă odată, că toți fac așa, că toți încearcă așa. Tu să spui nu păcatului din fază incipientă. Hai și tu cu noi la o distracție. Hai să vezi și tu odată cum e la discotecă. Hai și tu să vezi odată cum e țigara. Hai ia și tu o doză de drog. Și tu să te ridici prin credință ca un viteaz. Tânărul care e crescut în familie de credincioși, să spui nu păcatului în toate formele lui. Ajută-ne, Doamne! Amin. Că te-or bajocori alții, că te-or ironiza, că îți vor spune că tu ești de pe altă planetă, că îți vor râde în față, că te vor neglija colegii de liceu sau de facultate, tu să rămâi un copil al lui Dumnezeu. Doamne, ajută-ne la lucrul acesta! Amin. Doamne, ajută-ne la lucrul acesta! Amin. Și dacă sunt tineri sau fii risipitori care au mers departe și poate într-un moment al vieții au zis, da, ascultați-mă, dragii mei, dacă mai sunteți în viață, la Dumnezeu mai există milă și iertare. Fie seara aceasta o seară a recuperării. Amin. Și din locul unde ești, nu știu cât de jos te-ai dus pe treapta depravării umane, dar spune și tu, poate la ultima rugăciune ce o vom face în seara asta, printre lacrimi, îmi pare rău, Doamne, te rog, iartă-mă și ajută-mă să trăiesc o viață pentru gloria Ta. Vreau din seara asta să spun un nu hotărât păcatului. Amin. 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 Știu că e greu. Ascultam mărturia unei doamne pe nume Nicoleta, care la o evanghelizare a zis așa, o zis, am avut un vis cu tata care a murit. Nu vreau să spun în seara asta că trebuie să facem principii din vise. Dar scrie în cartea Iov că Dumnezeu ne cercetează și prin vise de noapte, prin vedenii, când omul este cufundat într-un somn adânc ca să-l abată de la rău, ca să-i salveze sufletul. Fata asta a avut un vis
Și a zis că tata care murise și care a trăit o viață imorală și a iubit alcoolul, i s-a arătat în vis și a zis: Nicoleta, pocăiește-te să n-ajungi și tu unde am ajuns eu. Pocăiește-te, fată! Nu știu pentru cine vorbesc în seara asta. Dar dacă ești aici și mă asculți, poate în sală, poate la balcon, a venit de la Suceava să-ți aduc o veste bună. Hristos a venit din cer să caute și să mântuiască ce era pierdut. Amin. Lăudat să fie Domnul. Amin. Mă rog în seara aceasta aici la Făget, Domnul să mântuiască părinți și copii. Amin. Stimate mame, dați un exemplu frumos fetelor voastre. Stimați tați, dați un exemplu bun băieților voștri. Copiii ne calcă pe urme. Spunea un pastor în vârstă, pastor senior acum, care a slujit mulți ani biserica, spunea ce i s-a întâmplat după Revoluția din 89, imediat în anii 90. O fată, o tânără studentă, a intrat în biserică la o seară de evanghelizare, Domnul i-a atins inima și fata s-a hotărât pentru Domnul. Și Domnul, prin credință, i-a schimbat viața. Numai că părinții au fost împotriva ei și mama a devenit înverșunată, l-a căutat pe păstor, a venit la biserică și a zis: dumneata, ești pastorul? Și i-a dat numele și a zis: da, eu. A? Dumneata, ai sucit mintea la fata mea, așa ai? Și spunea el: m-am uitat la ea, fata dumneavoastră este o fată extraordinară, o fată cu bun simț, o fată crescută bine, care respectă pe oameni în vârstă, care îl iubește pe Dumnezeu. Lasă, Domnule, nu-mi lăuda dumneata fata, că eu știu mai bine decât dumneata. Dar spune-mi, ce face fata dumitale, dacă ești chiar așa de împotrivă că a luat decizia să se pocăiască? Ei, păi, de când vine aici la voi, la biserică, nu-i mai plac hainele ce le-au avut înainte, la discotecă nu mai merge, toată ziua despre Biblie, despre biserică. Ia lasă-mă, Domnule, în pace! Și s-a enervat doamna mai tare. Și s-a uitat la fratele și a zis o vorbă: atenție, stimate mame, ce vorbe rostiți în prezența copiilor voștri! Că din cuvintele noastre suntem scoși fără vină și din cuvintele noastre suntem osândiți. O zis mama asta: ascultă, Domnule, decât pocăită la voi, s-o știu între sectare, mai bine o destrăbălată în Italia. Și omul ăsta o zis, a trecut prin mine ca un fulger, nu știam ce să fac. M-am repliat puțin și am zis: Doamne, oprește-te puțin, că vreau să fac o rugăciune pentru dumneata. Și a rămas acolo, zis, mi-am ridicat mâinile spre cer, și am început să fac o rugăciune așa, cum am știut eu, și m-am rugat și am zis: Doamne Dumnezeule, te rog, îndură-te de mama asta și te rog să o ierți pentru cuvintele ce le-a rostit. Nu-i ține cont de cuvintele ce le-a rostit. Te rog, Doamne, iartă-o, Doamne, că eu mai știu o mamă din Biblie pe nume Erodiada, care și-a îndemnat fata la păcat și la rău. Te rog să o ierți pe mama aceasta. Și așa cum ai mântuit fiica, știi ce te rog? Mântuiește și mama aceasta și tatăl ei și familia ei. Îți mulțumesc, Doamne! Și-a zis, când am terminat rugăciunea, pe culoar și pe hol era. Dar n-a plecat de tot, a revenit imediat și-a zis: stai așa, domnule pastor. M-am gândit așa mai bine la rugăciunea pe care dumneata ai înălțat-o. Prima dată mi-a făcut impresia că voi vreți să adepți, să aveți cât mai mulți oameni la biserică, la voi. Dar cum am dau seama că voi chiar vă pasă de sufletele oamenilor? Te rog, iartă-mă, Domnule! Și vreau să vă spun, Dumnezeu a intervenit cu mila Lui și cu bunătatea Lui. A mântuit și mama aceasta și familia aceasta, că cel care ascultă rugăciunile și schimbă vieții e Dumnezeu. Glorie Lui în veci! Glorie Lui în veci! Și dacă ești tată și mă asculți în seara asta și te rogi de mulți ani pentru băiatul care s-a dus departe, eu cred că în această seară Domnul poate să-i atingă inima acolo unde este și să-i schimbe viața. Domnul poate să asculte rugăciunea ta ca și mamă, să-ți întoarcă fiica acasă. Lăudat să fie Domnul! Credința ne ajută să spunem
nu la ce au ales alții pentru noi. Prin credință trebuie să alegem personal. Amin. Credința ne ajută să spunem nu la slava lumii și la plăcerile păcatului. Amin. Amin. În al treilea rând, credința ne ajută să spunem da la poporul lui Dumnezeu. Uitați-vă ce zice Moise. Când s-a făcut mare, n-a vrut să se bucure de plăcerile de o clipă ale păcatului, ci a vrut mai degrabă să sufere împreună cu poporul lui Dumnezeu. Știți ce a învățat băiatul acesta? Și n-a uitat tot restul vieții. Că el nu e egiptean. Că el este evreu. Că părinții lui sunt evrei. Și că Dumnezeul pe care slujesc evreii e Dumnezeul adevărat. Și o zis, spun da la poporul lui Dumnezeu. Și vreau să fac parte din poporul lui Dumnezeu. Nu s-a fi prea greu, Moise. Nu e bine să rămâi la palat așa din când în când să le mai trimiți câteva pachete să-i ajuți pe aia care lucrează la cărămizi? El se ridică prin credință ca un viteaz și spune da la poporul lui Dumnezeu. Într-o lume, frați și surori, prieteni, unde cei mai mulți spun da la calea cea largă și la lumea asta plină de păcate, noi prin credință să spunem da la poporul lui Dumnezeu. Amin. Mă uit la cei care v-ați adunat aici și îmi dau seama că aici sunt oameni care fac parte din poporul lui Dumnezeu. Lăudați să fie Domnul! Amin. Ce har! Ce har! Uitați-vă ce spune Ioan, capitolul 1, versetul 11 și versetul 12. Cum poți intra în acest popor al lui Dumnezeu? A venit la ai săi, la poporul evreu, și ai săi nu l-au primit. Dar tuturor, și celor din Făget, ce l-au primit, adică celor ce crede în numele lui personal, le-a dat dreptul să se facă copii ai lui Dumnezeu. Și zic în seara asta să vă binecuvinteze Domnul pe toți care faceți parte din poporul lui. Amin. Amin. Uitați-vă ce har special avem noi. Ce zice Domnul despre cei care fac parte din acest popor? Uitați-vă ce frumos ne spune Scriptura. În Efeseni, Apostolul Pavel vorbește și zice el, capitolul 2, versetul 18, căci prin el, prin Hristos, și unii și alții avem intrare la Tatăl într-un Duh. Așadar voi nu mai sunteți nici străini, nici oaspeți ai casei, ci sunteți împreună cetățeni cu sfinții, oameni din casa lui Dumnezeu. Fiind zidiți pe temelia apostolilor și prorocilor, piatra din capul unghiului fiind Iisus Hristos, în el toată clădirea bine închegată, crește ca să fie un templu sfânt în Domnul și prin el și voi sunteți zidiți împreună ca să fiți un locaș al lui Dumnezeu prin Duhul. Amin. Amin. Doamne, mulțumim că facem parte din poporul Tău, din turma pășunii Tale. Să lăsăm pe Hristos să ne conducă viața. Amin. Să ne conducă la pășuni verzi și la ape de odihnă și credem că prin el vom fi mai mult decât biruitori. La ce ne ajută credința? Credința ne ajută să spunem nu la ce au ales alții pentru noi. Credința ne ajută să spunem nu la slava lumii și la plăcerile Egiptului. Credința ne ajută să spunem da la poporul lui Dumnezeu și credința, în a patrulea rând, ne ajută să spunem da la adevăratele comori. Uitați-vă ce zice Moise. Ce era pentru el comoară? Că noi uneori ne gândim că aici sunt comorile, valorile trecătoarele acestei vieți. Ascultați-mă, dragii mei, comoară nu-i ce trece. Comoară este ce rămâne. Amin. Amin. Dacă numele lui se lega de numele lui Faraon, Moise a înțeles că asta nu-i valoare. Dacă ești un copil al lui Dumnezeu, asta e o valoare ce rămâne pentru eternitate. Amin. Dacă tu ești candidat la rai și la nemurire, asta e valoare ce rămâne pentru eternitate. Amin? Amin. Uitați-vă ce spune Scriptura. El socotea, versetul 26, ocara lui Hristos ca o mai mare bogăție decât comorile Egiptului. De ce? Pentru că avea ochii ațintiți spre răsplătire. Amin? Amin. Hristos este adevărata comoară. Și dacă numele tău se leagă de Dumnezeu și de poporul său, asta e o comoară care nu trece. Credem așa?
să ținem la această comoară până la ultima suflare. Ajută-ne, Doamne, la lucrul acesta. Haideți să citim un cuvânt, Proverbe 22, versetul 1. Poate câteodată nu realizăm ce comoară avem când ne numim copiii lui Dumnezeu. Un nume bun este mai de dorit decât o bogăție mare. Și a fi iubit prețuiește mai mult decât argintul și aurul. Frați și surori, noi am primit un nume bun, numele de copii ai lui Dumnezeu. Să nu pierdem numele acesta. Tot Solomon zice în Eclesiastul 7, versetul 1, zice că un nume bun mai mult face un nume bun decât un de lemn mirositor. Și mai zice ceva. Și ziua morții face mai mult decât ziua nașterii. Când am citit versetul acesta, m-am aplecat asupra lui și mi-am pus câteva întrebări. Ce înseamnă? De ce un nume bun face mai mult decât un de lemn mirositor? Ascultați-mă, dragi creștini, frați și surori, prieteni dragi, numele bun de copil al lui Dumnezeu rămâne pentru eternitate. E caracterul nostru cu care ne ducem în cer. Un de lemn mirositor sunt lucrurile trecătoare ale acestei vieți care rămân în țărână. Dar știți că mulți oameni își pierd numele bun pentru un de lemn mirositor? Ați observat? Oameni pentru un câștig. Se mint unii pe alții, se înșeală unii pe alții. Se poate pierde numele bun când trăiești în păcat. Dacă Domnul ți-a dat un nume bun de copil al lui Dumnezeu, păstrează numele acesta până la final. Pentru ca la final să ne poată primi pe porți în cetate. Că auzi că ziua morții face mai mult decât ziua nașterii. Dar asta ce mai înseamnă? Cine sărbătorește ziua morții? Că toți vor să-și amintească cu drag de ziua nașterii. Și zice că ziua morții face mai mult decât ziua nașterii. Când se naște copilașul acela, plăpând, te uiți la el, îl ții în brațe, începe să facă primii pași și te întrebi, oare ce va fi cu copilul acesta? Va fi un copil care îl va iubi pe Dumnezeu sau o va alege lumea cu păcatele ei? Nu știi ce va fi copilul acela din ziua nașterii, dar când cineva moare și pleacă din lumea asta, poți să spui, a fost așa sau a fost așa? Doamne, ajută-ne să prețuim numele bun, amin, să prețuim credința în Tine, amin, să prețuim valoarea care se cheamă cerul, amin, și care nu trece. Amin. Amin! Copiii lui Dumnezeu sunt cea mai mare valoare. Pentru ei și moartea e scumpă, credeți? Că e scumpă înaintea Domnului moartea celor iubiți de El. Dacă am o dorință pe inima mea, doresc în această seară credința lui Moise să o dea Dumnezeu tuturor de aici. Și dacă a fost întrebare la ce ne ajută credința, aș vrea să ne rugăm ca prin credință să ne ajute Domnul să luăm decizii înțelepte. Doamne, îndură-te de noi! Amen. Prin credință să spunem nu la ce au ales alții pentru noi. Și în seara asta să zicem, Doamne, Te alegem pe Tine să Te slujim toată viața. Amin! Amen. Prin credință să spunem nu la toate plăcerile lumii. Amin! Și să alegem să trăim pe placul lui Dumnezeu. Prin credință să spunem da la poporul lui Dumnezeu. Amin. Amin. Și prin credință să spunem da la adevăratele valori. Amin. La valorile care nu trec. Iisuse al meu, prieten bun, din zorii tinereții, cu Tine eu călătoresc până la sfârșitul vieții. Asta e cea mai mare comoară. Și dacă sfârșesc viața, mă uit la frații în vârstă, cu capetele albe, s-a lăsat iarna pe capetele voastre și nu mai pleacă. Să nu fiți triști că sunteți în neputință și boală, că se apropie momentul plecării de aici. Dacă sunteți al lui Hristos, voi aveți o comoară eternă. Și când plecăm din lumea asta limitată, vom intra în lumea lui Dumnezeu care nu trece. Lăudat să fie Domnul în veci de veci. Se va împlini ce am cântat noi cât am fost aici pe pământ. Era o cântare veche ce se cânta când eram eu copil în localitatea mea natală. Când va începe nunta noastră? În dimineața fără nori, pe întreaga întindere albastră, va fi lumină și splendori. Ajută-ne, Doamne, prin credință să ajungem acolo. Vreți să ne rugăm în seara asta? Ca Domnul să ne dea o credință autentică, așa cum a avut Moise.
să trăim în ea și să murim în ea. Amin. Vă invit să ne ridicăm. Și dacă sunt prieteni cu noi în seara aceasta și poate pentru ei au ales alții, spune rugăciune în seara asta: Doamne, a venit la evangelizare și am înțeles prin Evanghelie că trebuie să aleg eu. Te aleg eu în seara asta, fii mântuitorul vieții mele. Dacă până acum ai spus da la plăcerile lumii, nu uita prietenia cu lumea, e vrăjmășie cu Dumnezeu. Spune: Doamne, iartă-mă și ajută-mă viața ce rămâne de trăit să o trăiesc pentru slava Ta și nu pentru slava lumii. Dacă am spus da la calea largă, vreau să spun da la poporul Tău în seara asta. Dacă am spus da la valorile acestei lumi, vreau să spun da la valorile care nu trec. Doamne, ascultă-ne rugăciunea. Roagă-te și pentru cei din familia Ta, pentru copiii nemântuiți, pentru rudele nemântuite, să pună Domnul pecetea salvării și pe ei prin credință. Să ne rugăm împreună. Amin.